Câți dintre voi v-ați dori să schimbați măcar o dată pe cineva de lângă voi? Vreau să ridicați mâna. Mulțumesc. Și am fost de acolo. Da. Schimbarea ești tu, până la urmă. Vorbim astăzi tocmai despre o Românie mai bună începe cu tine. Da? Cine este acest tine? Cine este acest tine? Multă lume nu se cunoaște cine suntem noi, de fapt, și de câte persoane este nevoie ca să facă acest pas al schimbării. De una singură. Gandhi a fost unul singur, Isus a fost unul singur și noi suntem primii care putem intra în schimbare. În viața mea a apărut, să zic așa, o schimbare majoră în momentul în care, după mai mulți ani de lucru în învățământ și în sănătate, nu mi-am mai luat vacanțe, am lucrat la maxim pentru că îmi plăcea foarte mult să în domeniul respectiv. Cred că merg mai repede slide-urile, dar ok. Nu? Așa mi se pare, ok. Pasiune aveam destulă, în schimb, mediul în care lucram nu era suficient, nu aveam cu cine să colaborez, să creăm și să mergem mai departe. Astfel că în 2011 am început să mă întreb cine sunt eu, care este rolul meu în această viață și de ce am ajuns să fac meseria de profesor de fizică, să lucrez ca și fizician în sănătate. Și răspunsul a venit foarte repede în momentul în care am căutat întrebările la mine. Și anume, ce credeți? Că schimbarea ești tu. Trebuie să începi de acolo de unde ești, cu ce poți. Și atunci, în acel moment, pur și simplu, mi-am dat seama că cele două se leagă. Nu este diferență între educație și sănătate. Tot ce facem este să ne educăm pentru a fi sănătoși, fericiți și împliniți. Și toate astea au un parcurs. Astfel că, ați văzut probabil pe slide-uri, sunt toate proiectele pe care le-am început și toate au pornit de la un vis care a venit așa către mine, și anume viața școală universală, pentru că viața este o continuă experiență. Astfel că am început să țin cursuri și să renunț la meseria de profesor, după cum bănuiți, chiar și la meseria de fizician, care îmi asigurau venitul de pensie. Și am început totul pe cont propriu. Și acum vin oamenii să-mi spună, îți mulțumesc că te-am întâlnit, pentru că datorită ție, viața mea personală s-a îmbunătățit, viața socială, viața familială și toate celelalte de acolo. Noi nu putem să fim fericiți decât în momentul în care reușim să ne conectăm în primul rând cu noi înșine. Pentru că noi vedem doar corpurile celorlalți, dar suntem mai mult decât corpul acesta. Practic, 90% din cine suntem nu ne cunoaștem decât prin introspecție. Câți dintre voi vă opriți să vă întrebați cine sunt eu în acest moment? Ce pot să ofer eu în acest moment? Care este valoarea mea? De aici putem începe. Pentru că punctul zero al schimbării ești tu. Iar ca să produci o schimbare, în primul rând, trebuie să te simți bine, să fii fericit. De ce ne dorim o Românie mai bună? De ce ne dorim sănătate? De ce ne dorim o familie sau orice altceva? Câți dintre voi vă doriți să fiți fericiți? Câte faceți pentru a fi fericiți? Multe. Și atunci noi mai simplu să pornim invers. Hai să vedem cum pot să fiu fericit și de aici să pornesc mai departe în proiectele, în viața mea de zi cu zi, în viața pe care eu împărtășesc cu ceilalți. Și de aici proiectele merg de la sine. Practic, în momentul în care am început să mă interiorizez, mi-am dat seama că în fiecare dintre noi se află un diamant. Și viața este un proces prin care noi șlefuim acest diamant, fiecare fațetă, în fiecare clip a vieții noastre și în fiecare experiență pe care noi o trăim în viață. Astfel că nu o să fim fericiți decât în momentul în care noi o să găsim scopul vieții noastre și pentru asta trebuie să lăsăm grijile la o parte, să nu ne facem prea multe griji, să ne deschidem inima, să fim simpli și mai ales să facem cu iubire ceea ce facem. Mesajul meu pentru voi astăzi este că schimbarea începe cu tine, cu mine și cu oricare dintre noi. Practic, noi suntem primii care intrăm într-o schimbare. Și viața, cum viața este plină de schimbări, cine trebuie să fie cel mai flexibil,
și în același timp să rămână în esența lui aceeași esență pură care este. Pentru că, la fel ca și orice tornadă, în mijloc este un punct zero care nu se schimbă niciodată. Aceea este esența noastră și în momentul în care noi știm cine suntem, cine este sau care sunt valorile noastre, cu totul altfel dăm acest mesaj mai departe. Eu vă mulțumesc și am o provocare pentru voi. Dacă cu toții ne dorim o Românie mai bună, pur și simplu vă invit acum să închideți ochii, este un exercițiu foarte scurt, și să vă imaginați cum vreți să fie această Românie. Pentru că totul începe cu un vis. Cum sunt oamenii din această Românie mai bună? Cum te simți tu în ea? Și acum, ce poți face tu aici cu resursele pe care le ai? Vă mulțumesc și sper să puneți în aplicare, pentru că fiecare dintre voi contează și fiecare schimbarea voastră participă la schimbarea, la o schimbare mult mai mare. Vă mulțumesc!